Suprafața agricolă a județului nostru este de peste 430.000 de hectare. Anual, la Direcția Agricolă Olt, se înregistrează tranzacții cu terenuri. În 2022 s-au vândut aproximativ 3.900 de hectare, iar prețul oferit a fost mai mare decât cel din anii precedenți. Anul trecut, în cadrul județului, s-au vândut 4.282 de hectare de teren, agricol vorbim. Anul acesta, până la această dată, avem 3.865 hectare. Încă nu s-a încheiat, dar cred că tot cam așa o să fie. Anul trecut s-au vândut terenuri în toate localitățile, dar cel mai mult s-a tranzacționat în comuna Redea, 271 de hectare, Scorniceștiu 216, Spineni 167, Vulpeni 128. Prețul a variat funcție de zonă, astfel încât au fost și la 10.000 de lei hectarul, dar și la 35.000 de lei hectarul. Și în acest an, cel mai scump teren s-a vândut în zona Slatinei. Acest an avem record de vânzări la Voineasa, comună cu 440 de hectare, Pâșcovenii cu 250, Izvoarele 165. Aici prețurile au fost un pic mai mici, între 10.000 și 20.000 de lei hectare. Cele mai mici prețuri aici au fost, în zona unde s-a tranzacționat mai multă suprafață, și cele mai mari au fost în zona Slatina, Slătioara, unde s-a ajuns chiar și la 1.000 de lei metru pătrat. De asemenea, în partea de sud a județului, unde hectarul a sărit de 35.000 de lei. Fermierii care intenționează să-și vândă terenul trebuie să urmeze etapele prevăzute de noua legislație. Această lege face posibilă înstrăinarea unei parcele agricole abia după 8 ani fără taxe. Dacă ține să facă acest lucru înainte de termen, proprietarul plătește un impozit de 80% din diferența dintre cât a plătit pe teren și cât urmează să primească pe el.